Salutare, dragilor! Am lipsit de pe partea de podcasting, de vlog, ceva vreme. Cred eu că motivele pentru care n-am mai postat nimic nou pot să fie explicate destul de bine în vlogul ăsta. Într-un fel e amuzant că am ales ca și coloană sonoră Mircea Baniciu, albumul Secunda 2 din 2009, cred. Prima piesă e Întoarcerea la Orient, ca să zic așa. Da, am revenit. Sper eu să facem în continuare comunitatea să crească. Ăsta e de dorit. Ca de fiecare dată urmează să mă gândesc la titlul podcastului pe măsură ce îl înregistrez și pe măsură ce îl editez. Ce subiect am azi? E unul foarte interesant și dezbătut foarte mult în ultimul an. Ce faceți în pandemie? Asta e o întrebare pe cât de comună și de obișnuită. Adică mă întâlnesc în mod normal cu oameni care mă întreabă ce faci. Poate nu ne-am văzut de o lună, două, trei, cinci. În timpul ăsta în care am tot stat în casă, întrebările: băi, ce faci? Tu ce mai faci? Au fost și mai dese, pentru că știau oamenii cu care discutam, știau foarte bine că, băi, eu sunt un artist de live împreună cu colegii mei de trupă și nu mai putem face meseria pe care ne-o alesesem. După începutul lockdown-ului fusese așa o efervescență. Dom'le, ce? Hai să vedem. Toată lumea întreabă pe toată lumea. Zic de artiști. Ce faci? Cum e? Cum te descurci? Abia acum, când îndată se împlinește un an de când condițiile astea de boală planetară ne-au împiedicat să urcăm pe scenă, cu minime excepții, abia acum cred eu că ar începe să se justifice mai bine genul ăsta de întrebare. Păi, abia acum, la un an de căcat de genul ăsta, abia acum, cum ești? Dădusem și niște interviuri în urmă cu mai bine de jumătate de an, tot pe marginea acestei probleme. Băi, ce o să faceți voi, artiști? I-am zis că deocamdată stăm și vom sta până când lucrurile se pot întoarce la normal. Uite că e un an și eu personal, și asta zic în nume propriu, simt, abia acum încep să simt la un nivel mai profund efectele nelucratului, ca să zic așa. Nu mai e cu stat în casă într-una și ieșit odată la 5 zile la făcut cumpărături îmbrăcați în hazmat, dar e pe undeva pe acolo sau poate chiar mai rău. Cred că toată lumea, toți colegii mei care au legătură cu artele spectacolului, și mă refer aici atât la performări cât și la cei care lucrează în domeniile conexe, scenotehnică, lumini, backline, sunet, video, tot. Zic, oamenii ăștia care sunt obișnuiți să urce pe scenă și să
aducă în fața publicului o parte din sufletul lor, tot ce asta cred eu că fac și artiștii muzicali și actorii și toți cei care urcă pe scenă, sunt într-un fel dependenți de fluxul de adrenalină pe care îl presupune actul de a urca pe scenă în fața unor oameni. În ultimul an suntem cold turkey, suntem junkies, adrenaline junkies, rămași fără resursa asta. Pentru mine și chiar și pentru, cred că pot vorbi și în numele colegilor de trupă, genul ăsta de adrenalină, de nebuneală care vine din condus. Știți foarte bine cât de frumos e să conduci prin România, dintr-o parte în alta țării, condus, eventuale probleme cu mașina sau, nu știu, filtre de poliție, accidente, mâncare mai bună sau mai puțin bună, rău de a doua zi dacă ai stat prea mult la beri. Și toate chestiile astea se adună, creează așa ca un soi de presiune într-un piston psihic care ajută actul spectacolului să meargă mai departe. E exact ca într-un motor, știi? Se face, deschide supapa, intră carburantul, se comprimă, urcă pistonul, după care loc explozia care generează puterea care învârte la rândul ei axul motor și duce vehiculul ăla mai departe. Exact cam așa funcționează și ce facem noi. Și este, da, dă dependență. Ar putea suna așa ca un fel de alcoolici anonim, da, salut, sunt X de la Cutare și sunt dependent de adrenalina din concert. Cred că fiecare artist poate face un asemenea gest mai în serios, mai în glumă, dar conștient că lucrul ăla e adevărat. Cum arată un an fără adrenalină? Nasol. E nașpa. Spre norocul meu, încă nu am avut decât așa niște near misses cu depresia. Eu sunt un om pozitiv și optimist. Dar în ultimele zile mă gândeam cât de mult se aseamănă starea în care suntem noi acum, aceea de a nu mai putea face ceea ce știm să facem, de a nu ne putea face meseria, cât de mult seamănă starea asta cu ce se întâmplă cu oamenii care ies la pensie. După o viață întreagă de muncă, foarte activă, cunosc o droaie de oameni care îi respectă mai mult sau mai puțin, dar au un univers al lor, partea asta de muncă. În cazul în care mai sunt oameni care nu pricep suficient de bine lucrul ăsta, a face metal e o muncă. A urca pe scenă ca să cânți metal, cel puțin în cazul nostru, care nu suntem războinici de duminică, e o meserie. La fel ca oricare alta. Cu particularitățile, evident. Ei, stăteam și mă gândeam, băi, parcă am fi pensionari. Deodată nu mai trebuie să mergem nicăieri, deodată noi nu trebuie să mai mă mai gândesc, dom'le, când am schimbat ultima dată uleiul la mașină, la mașina de turneu, zic, și tot soiul de chestii din astea. Deodată m-am surprins că nu mă mai preocupam atât de des de stocul de corzi, de chitară și de pene, pe care în condiții normale trebuia să supraveghez ca să nu ne trezim în curul gol. Undeva în Franța sau în Polonia sau, nu știu, în Timișoara chiar. Și, băi, nu mai avem corzi. Sau baterii pentru inițiatoare. Și de unde plecam de acasă
de 50-60 de ori pe an. În ultimul an am fost plecați la cântat, zic, de 3 ori. Ajunsese aproape, deși sămânța a rămas, ajunsese aproape ceva așa, wow, e field trip, plecăm în excursie cu clasa, ceva în genul ăsta. Deși păstram încă înrădăcinate foarte bine, și asta nu cred că o să dispară prea curând, obișnuința de a face niște lucruri într-o anumită ordine, conștientizarea faptului că unele lucruri se fac într-un fel, altele se fac într-un fel, altele nu se fac deloc, și în general tot ce înseamnă rigorile drumului. Zic drum nu de condus în sine, ci deplasarea la capătul căreia cânți. Și după aceea te întorci acasă. Dar nu vreau ca episodul ăsta să sune a răbufnire. Nu, nu e o răbufnire. De bine de rău, încă sunt destul de liniștit. Am încredere că lucrurile vor fi, se vor îndrepta spre mai bine într-un timp cât mai scurt. Nu știu dacă se vor putea face festivalul de anul ăsta, concerte, habar n-am. Cele la care fusesem cu public restrâns, în aer liber, uite cum cântasem la Saturday Music Live sau Râșnov Saturday Live, ceva în genul ăsta, la pensiunea Râșnov, au venit 400 și ceva de oameni, au stat cu, păstrând distanță suficientă între ei. A fost un show ciudat, pentru că noi suntem obișnuiți să vedem cum se calcă lumea pe cap în timp ce cântăm. Și oameni, unul lângă celălalt, care trăiesc adânc sentimentul de apartenență la comunitatea metal și e așa un soi de frăție universală. Am reușit să facem un show decent și fără treaba asta, dar a fost greu. Acum, extrapolând, încercați să vă imaginați cum arată viețile noastre în momentul în care chiar și bruma aia de adrenalină lipsește. Nu știu dacă există, ar trebui să caut, să văd, ca să nu vorbesc romgleză, să văd dacă există procrastinare. Există? Există, da. Unul din efectele foarte nasoale ale pandemiei, prin prisma faptului că nu putem merge să cântăm, a dispărut noțiunea de nevoie imediată de a face ceva. După cum vă ziceam, e adrenalina aia care te ține în priză, te ține conectat în permanență la 380, pentru că știi că ai de condus, ai de instalat, sper să nu întâmpim probleme tehnice sau, dacă sunt, să nu fie mari, să le poți repara la timp, să faci probele, să le faci să sune bine, să aștept să-ți vină rândul la scenă, să urci, să dai tot ce ai mai mult, tot ce ai mai bun din tine, să strângi, având grijă că nu trebuie să uiți, să pierzi o droaie de chestii care nu doar costă, s-ar putea să aibă un impact negativ asupra următorului show, că îți lipsește nu știu ce. Și după aia bergi fotografii cu toată lumea, bă, totul e strâns în mașină, da, hai, gata, bă, ar fi cazul să mergem la somn, că mâine avem de condus încă 7 ore. Nu mai există chestia asta. Sau când am de făcut ceva prin casă sau pe lângă casă, să mă gândesc, bă, trebuie să-l fac astăzi, mâine cel târziu trebuie să-l fac, pentru că poi mâine la 6 dimineața sunt în mașină, am de plecat în Polonia. Chestiile astea pur și simplu au dispărut. E puf! Nu mai există noțiunea asta de imperios necesar. Băi, trebuie să facem chestia asta, pentru că după aia plec și nu mai am timp. Acum totul e chill, stăm în casă, bem la ora 1:30, cât e acum, îmi permit să beau, știind că n-am unde să conduc, n-am de făcut cumpărături sau alte chestii, trebuie să beau gură de Loch Lomond din
obișnuită cană de tablă și o bere neagră. Sunt chill. Problema e că sunt prea chill. Și asta vorbeam și cu colegii de trupă. Bă, cum e? Bă, nu e niciun fel. Stau și frec menta. Am încercat, având atât de mult timp liber, am zis, bă, hai să încercăm să facem niște chestii noi, să încerca să învăț programare în Swift. Eu oricum nu mă prea pricep, nu sunt o minte matematică și tehnică. Am tot ce-mi trebuie ca să învăț chestia asta, mai puțin cheful adevărat, pentru că mi-am dat seama că nu doream neapărat atât de mult să învăț programare, ci căutam un soi de rost. E ca atunci când ai un copil și zice, astăzi zice că vrea să se facă basketbalist, mâine pilot de Formula 1, după care vrea să se facă toboșar, după care vrea să fie pictor și săptămâna următoare vrea să fie ninja. Dar nu vrea să facă niște cursuri de karate, vrea judo, că a văzut la televizor și se pare mai interesant. Ceva în genul ăsta e și la mine. Băi, hai să facem ceva ca să, nu știu, să dăm un sens existenței. Treaba asta cu, domnule, imediat îți găsești ceva de făcut și vai să vezi cum trece timpul, bă, asta funcționează, dar mai mult în teorie. Practica zice că astea mai degrabă sunt excepțiile care confirmă regula. Inclusiv cu cântatul la chitară, cu repetatul acasă, merge. Dar îi lipsește, să zic așa, finalitatea. Bun, fac asta ca să ce? Doar ca să nu uit piesele și să nu uit cum se cântă pasajul ăla. Da, dar e așa și așa. Că nu simt nevoia aia pe care o aveam înainte. Băi, dar hai să terminăm, să mai lucrăm la piesa aia, fac, se vine album, ajunge și la album. Se apropie punctul în care trebuie să avem albumul gata și preproducția să înceapă și să fie tot ok și după aia să-l tragem și să... așa. Nici măcar chestia asta nu mai există. Inițial zisesem că scoatem albumul în februarie sau martie, după care ne-am dat seama că nu o să facem chestia asta. Există și o parte bună a amânării astea, pentru că reluăm la puricat toate piesele pe care le avem până acum, lucrăm și la altele noi. Și încet, încet vedem că producția începe să fie mai bună, mai schimbăm mici chestii pe aici, pe acolo și am, că ăsta cred că e cel mai puternic sentiment din toată perioada asta de pandemie, am încrederea că albumul va suna absolut bestial, deși va păstra clar ștampila sonoră, ca să zic așa, Bucovina. Va fi un album foarte, foarte interesant, tocmai din cauza faptului că a fost făcut sau rafinat într-o perioadă în care noi practic ne zgâiam unii la alții sau pe pereți și aici în cap era foarte multă liniște. Liniștea asta dăunează. Serios. Pe de altă parte, unul din lucrurile pe care mi-a plăcut să le fac și pe care l-am aprofundat în anul ăsta a fost să învăț mai temeinic anumite chestii legate de producție audio. E un atu bun, e un lucru care o să ne ajute nu atât pentru albumul ăsta, cât și pentru tot ce va urma după aia. Stăteam și vorbeam cu cineva de la o companie de electronică din străinătate și spuneam, bă, cred că să ne apucăm să scoatem clipuri, măcar două videoclipuri anul ăsta înainte de album. Să ne mai ocupăm timpul, să ne asigurăm că facem o lansare mai, un pic mai apropiată de felul în care se
fac lansările la casele mai mari de discuri, adică să scoatem 2-3 piese cu videoclipuri și după aia să lansăm propriu-zis albumul. Da, cum zice și internetul, procrastinare. La modul că, bă, știu că ar trebui să fac asta sau ar fi bine să fac asta, dar nu e neapărat nevoie acum. Și asta e nasol. E foarte, un sentiment foarte, foarte nasol. E... Pe mine am simțit că mă afectează într-un mod nu chiar foarte plăcut. Nu e neapărat de lăsare, ci e lipsa unei nevoi imediate de a face ceva. Și sper să treacă. E greu. Abia acum, la un an de stat acasă, mi-e greu. Astăzi, 11 februarie, pe la orele 7 dimineața, ar fi trebuit să plecăm înspre Budapesta ca mâine 12 să susținem primul din cele 30 de concerte pe care le aveam programate în cadrul turneului european. Lăsând la parte faptul că nu am scos albumul și turneul s-a amânat, n-am avut cum să evit gândul ăsta. Mi-aduc aminte când discutam cu colegii de trupă și cu apropiații, când bătusem în cuie faptul că vom pleca într-un turneu de vreo 45 de zile, ceva în genul ăsta, le-am zis, bă, niciodată n-am fost plecat de acasă așa de mult timp. Habar n-am cum e. Cel mai mult cred că am fost plecat 2 săptămâni, ceva în genul ăsta, în turneul din America de Sud. Nu știu cum e. Habar n-am. Știu cum e să ai câte 11 concerte unul după altul, fără niciun fel de pauză, și între ele să conduci bezmetic prin Europa. Dar să fii plecat aproape 5 săptămâni de acasă, nu știu cum e. Da, am 42 de ani și ceva și nu știu cum e lucrul ăsta. Mi-am zis, bă, cum vedea? Cineva trebuie să o facă și pe asta, mă rog. Metaforic vorbim cineva, că mă refeream la noi. Ei, da, astăzi, pe la ora asta, așa e 1:30, cred că ne apropiam de Cluj, probabil, sau ceva în genul ăsta. Nu se întâmplă. Nu am menționat chestia asta cu turneul. Așa, un soi de vai, nostalgie, mamă, uite ce frumos ar fi fost și cum mergeam. Nu, m-am împăcat cu ideea că nu o să facem anul ăsta asemenea trăsnaie. Însă, o să vedem. S-ar putea să avem un turneu în Ucraina, undeva în primăvară-vară, vreo 7-8 concerte. La ei, deocamdată, se pare că lucrurile se pot întâmpla la nivelul ăsta. Suntem în discuții, da? Vom vedea. Deocamdată e doar așa o idee și un lucru la care ne gândim că poate am putea să-l facem. Da, ăsta e și unul din motivele pentru care vă ziceam la început, unul din motivele pentru care n-am mai făcut vloguri. Deci am văzut din partea voastră un răspuns și o susținere absolut fantastice și pentru lucrul ăsta vă mulțumesc din inimă. Am trecut printr-o perioadă în care am zis, bă, de parcă subiectul ăla nu mi se pare suficient de bun sau ăla nu e suficient de interesant și ai, lasă, după aia au venit sărbătorile, după care m-am mai luat cu alte chestii, între timp mi-a murit și motanul. La fel, o perioadă nasoală, o pisică alături de care am stat 11 ani, n-am avut ce să mai fac, asta e, s-a dus în Valhalla pisicească motanul Gunnar. Și nu
N-am găsit acea nevoie magistrală de a continua podcasturile. Nici nu știu dacă s-au întâmplat lucruri extraordinare de care să mă leg, iar din cauza acelui sentiment de procrastinare de care vă vorbeam, nici măcar nu mi s-a părut suficient de interesant să scormonesc în felul în care suntem noi ca trupă și în felul în care gândim, pentru a găsi niște subiecte care să fie demne de a apărea într-una din emisiunile noastre. Sper ca lucrul ăsta să se schimbe în curând. Se pare că încet, încet îmi revin niște idei pe care să le pot pune într-o formă accesibilă prin intermediul canalului nostru de YouTube. Ca de fiecare dată încerc să nu mă bag în politică. Am niște idei de episoade legate de felul în care ar zice cum funcționează România digitală. De fapt e un episod despre cum nu funcționează România digitală. Sper să trag zilele astea, să găsesc, dacă parcă îmi notasem câteva idei, dacă nu o să trebuiască să mi le readuc aminte. Da, mai e și latura asta că mie nu-mi place să vorbesc degeaba, adică doar să fac un episod ca să fie făcut. Să vă ocup jumătate de oră sau mai bine din timpul vostru ca să spun niște platitudini și să zic, da, domnule, am mai pus acolo un episod, asta e, hai că o să vină fuckerii și se uită și dau like și mai trece o săptămână. Nu pot să fac lucrul ăsta, pentru că eu, la rândul meu, nu mă uit, sau oamenii pe care îi urmăresc în online, care fac podcasturi, nu întotdeauna au așa de multe chestii mișto de zis și nu că mă supără, dar mi se pare pierdere de timp, atât din partea lor ca să facă lucrul ăsta, cât și din partea publicului lor, care primește o notificare pe telefon și zice, o, ce mișto, a scris YouTube-ul că X o să dea live un episod de seară la 9 sau mâine la 4 după amiază. Hai să vedem. Și aștepți acolo, îți pui notificări, pac, puf, dai click și încep niște căcaturi. Doar din cauza faptului că persoana respectivă n-avea ceva de zis sau subiectul pe care îl crezuse va fi suficient de important, era de fapt un subiect de căcat. Încerc să nu fac lucrul ăsta din respect atât pentru timpul meu pe care deși l-am la dispoziție din prea plin, nu-mi place să fac lucrul ăsta. Prefer să citesc sau să ascult muzică. La fel, nu mi se pare corect ca voi să dedicați o parte din rutina zilnică pentru a asculta niște lucruri foarte, foarte terne și neinteresante. Nici subiectul episodului ăsta nu este unul magistral, dar mie mi s-a părut că e momentul potrivit să mă descarc, să zic așa, să vă explic o parte din cum se simte perioada de inactivitate după aproape un an. Pe de altă parte, asta m-a făcut să zâmbesc ieri, în timp ce încercam să adorm și mă gândeam că astăzi urma să filmez. Mă gândeam, băi, când o să ies la pensie, o să fiu deja obișnuit cu sentimentul ăsta. Fac, băi, stai că nu trebuie să mă mai trezesc să merg la cucuieții din deal ca să facem acolo un show sau cine știe ce. Abia atunci când lucrurile, cred eu, vor fi definitive, voi găsi probabil câte ceva de făcut în oricare loc m-aș uita. Până atunci încerc să învăț producția audio cât mai bine și să nu vă plictisesc. Ar fi interesant dacă mi-ați scrie în comentarii cum se vede din scaunele pe care stați voi aproape un an
fără concerte, fără spectacole de teatru, fără lansări de carte sau fără vernisaje de expoziții cu o droaie de oameni? Cum arată viața fără festivaluri, fără ieșit în gașcă la crâșmă și lucruri de genul ăsta? Chiar ar fi interesant. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum, ce faceți, cum e la voi, cac te bea, cum zice rusul, cum la voi, uitându-vă în urmă la tot timpul care a trecut. În speranța că se va umple secțiunea de comentarii de chestii interesante, vă readuc aminte că vă puteți abona la canalul de YouTube Bucovina pentru seria Bucovina Talks Online și pentru restul chestiilor pe care le vom face. Dacă apăsați clopoțelul ăla de notificare, nu mai trebuie să stați geană pe canal, pentru că în momentul în care să postez ceva veți fi anunțați. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat de la începutul seriei Bucovina Talks Online. Încet, încet comunitatea crește și lucrul ăsta este foarte bun. Sper ca într-un oarecare viitor prezența noastră pe YouTube să se transforme și în ceva mai palpabil, nu doar într-un canal foarte bun pentru diseminarea materialelor video. Nu o să ne facem cont pe TikTok, fac TikTok din punctul meu de vedere, deja faptul că mai scriem câte una alta pe Instagram e deja e mult. Deci nu, am văzut o draie de oameni care se bazează cumva pe prezența online, care au migrat și spre TikTok. Nu, sincer, nu. Prefer să rămânem câțiva pe Facebook și pe YouTube și să fie bine fără TikTok. Da. În continuare vă recomand să, nu neapărat să vă simțiți nostalgici, dar am rămas surprins să-mi aduc aminte cât de mult îmi plăcuse albumul Secunda 2 al lui Mircea Baniciu. În playlistul meu vine și Tristeți Provinciale, care la fel este un album foarte, foarte interesant. E faptul că ascult muzică mai veche și nu neapărat metal sau bontăneală, e unul din lucrurile, din aspectele pozitive ale nelucratului la scenă, pentru că îmi permite din când în când să vin aici în studioul Țara de Sus Home și să mă bucur de o muzică de bună calitate, ascultată într-un mediu de bună calitate, cu gândurile la oameni de bună calitate și la vremuri mai bune. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Ne vedem în viitor cu o România digitală de lemn.